Ieri seară, cele trei piețe agroalimentare din Drobeta, Turnul Severin au fost dezinfectate și igienizate. Atât spațiile interioare, cât și cele exterioare piețelor sunt complet sigure pentru comercianți și consumatori. După închiderea programului, piețelor agroalimentare din Drobeta, Turnul Severin au fost complet igienizate și dezinfectate. Soluțiile folosite nu reprezintă niciun fel de pericol pentru oameni. Astă seară intrăm în toate cele trei piețe. Piața Centrală, Piața Crihal, sau cum îi zicem noi, Piața Sârbilor și Piața Crișan. În măsura în care aceste cazuri de COVID încep să crească, este necesar să înmulțim acțiunile de dezinfectare. Toată piața va fi dezinfectată, spațiile de lucru, balustrade, scări, tot ce înseamnă spațiu comun. După cum vedeți noastră, echipele trec, îl dezinfectează. Sperăm ca numărul de cazuri să putem ține sub control la nivel de Mehedinți și de Turnul Severin. Prin ceea ce putem și noi, autoritățile locale, sprijinim, ajutăm, ne implicăm. Comercianții sunt mulțumiți de inițiativa primarului municipiului Marius Creciu. Zonele comerciale au un grad crescut de siguranță, igienă și sănătate. Bine, nu? Da, suntem mulțumiți, mulțumite, da. Era nevoie de dezinfectare, da, de curățire, de... da. E totul ok, acum mă gândesc că e mai bine. N-am avut când să vedem dacă aseară s-a dezinfectat, azi dimineață, ce putem să observăm? Deocamdată văzurăm că e curat aceea. Curat la tonete, la ăștia, acum să vedem. E bine dacă fac așa în continuare. Acțiunea face parte dintr-o serie de măsuri de prevenție pentru limitarea răspândirii pandemiei. Începând din această seară, cele trei piețe, implicit Piața Crihala, Piața Mircea, cele două tronsoane de la Piața Mircea și Piața Crișan, au intrat pentru dezinfecție. Avem un număr de trei pompe plus un atomizor și vom termina în seara aceasta toate cele trei piețe. S-au făcut acțiuni de dezinfectare nu numai în spațiile închise din Drobeta, Turnul Severin, ci și în spațiile publice. Toate arterele, aleile de acces, parcările și trotuarele au fost igienizate. De asemenea și intrările în scările de bloc, dar și spațiile de joacă pentru copii.